Bună seara și la mulți ani în primul rând. Mulțumesc pentru mult. Ziua de astăzi. Deci sunt topită după ziua de ieri, după ziua de astăzi și probabil ziua de mâine, tocmai datorită florilor pe care le primesc. Câte buchete de flori ați primit astăzi? Astea al patrulea. Penumărate? Penumărate. Și al patrulea. Cu alea de ieri să fi fost 10. Ieri două, nu, ieri două și cu 4-6. Vă plac florile? Mult de tot. Cu alelele acestea? Bineînțeles, sau? Larele, lăcrămioare și frezii. Doamne ajută! E bună. Ce vină are ea că e bună. Sunteți foarte frumoasă, mulțumesc, foarte radioasă și emanați în permanență o energie din care vreau să învăț și pe care vreau și eu să o am. Mulțumesc, dar unde pe canapea. Da. Unde vă simțiți confortabil? Uite, ne lipsește el. Păi asta nu, ziceam lucrurile stau în felul următor, care va să zic astăzi de 8 martie. Nu, mă revolt. Unde este Andrei? Adică Andrei are liber Încerc pentru că... Încerc să-l sun, să știți. E o faptă Andrei posibil. Are liber pentru că este ziua femeii și are liber... Și lucrează, sărbătorește prin colega lui de sărbătorește 8 martie prin muncă? Da, sărbătorește prin muncă și nu s-a gândit așa să mă lase o singură seară, ci că mai multe zile. Acum, nu știu, eu l-aștept și mâine și poi mâine, când o vrea să vină, încercăm să-l și sunăm, poate prin legătură, prin Skype să fie alături de noi. Dacă ne răspunde bine, dacă nu, noi l-așteptăm aici. Să-l mustrăm. Îl mustrăm, nu? Avem tot dreptul azi. Sunteți tot timpul cu zâmbetul pe buze și tot timpul zâmbăreață, cu toate că suntem oameni și sunt sigură că poate aveți zile în care vă treziți, nu tocmai cu chef. Am de să toate spun cele. Ceva. Cum reușiți? Creierul are capacitatea de a se reseta. Ca orice obicei, dacă timp de 20 de zile te străduiești și îți pui zâmbetul pe față dimineața când te trezești, chiar dacă nu simți? Crede-mă sincer, mai ales dacă nu simți, mă întorc la ceea ce spuneam. Creierul are capacitatea de a se reseta. Iar acel zâmbet pe care la început îl pui forțat, se insinuează pe sub starea de... Ia ascultă, domnul meu! Se insinuează pe sub starea de proastă dispoziție și zâmbește tot timpul. Unde este Andrei? Vreau să-l văd pe Andrei. Eu n-am venit aici oricum, am venit să fiu sărbătorită de către un bărbat adevărat, nu să dau peste o domnișoară. Despre ce vorbim? Andrei, tu sărbătorești ziua de 8 martie? Sărut mâna și la mulți ani, doamne. Mulțumesc. Ce cauți tu acolo și de ce nu ești aici în platou? Pentru că ea trebuia să fie acasă și tu aici. E, în sfârșit zice cineva lucrurile pe nume. Sincer, aș fi vrut să fiu acolo, să sărbătoresc așa o zi minunată. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat. Că trebuia să vin iar du-te flori, iar du-te prăjituri, iar du-te astea. Da, mai da, să știi că cu toată mama COVID-ului tot te-aș fi prins în culise și te-aș fi îmbrățișat. Da, așa? Uite ce ai ratat. Ce mă bucur foarte mult. Ce faceți, doamnă? Cum ați petrecut astăzi? Sunt de 3 zile în București, din data de 6 până astăzi. Colegii tăi și colegii noștri, din media când află că vin în București, mă invită toți la toate posturile de televiziune, mai ales în luna martie, care este luna femeii, mai ales pe mine, care continuu să simbolizez acei de 3 ori femeie. Și nu spun nu, pentru că, în primul rând, îmi este dor de această energie și mi-o stoiesc dorul prin prezența la diverse emisiuni. Și, în al doilea rând, chiar mă simt bine și fiecare post de televiziune are publicul lui și atunci mă străduiesc să acopăr o plajă cât mai largă, după care iar dispar o perioadă, de exemplu între 17 și 29 martie voi fi în Egipt, așa că nu voi fi prezentă. La începutul anului am fost în Turcia, n-am fost prezentă. Însă acum, dacă tot sunt în București, hai să ne vedem și să ne bucurăm de ziua de 8 martie și de primăvară. Minunat! Atâta tot. Aveți o pică de care sunteți tare mândră și vorbeați de fapt la machiaj de faptul că am să dau așa puțin din casă înainte să o lăudați dumneavoastră, că deja a terminat cea de-a treia facultate și n-a muncește. Terminat a treia de este facultate. În curs de... Nu, este studentă. Este studentă, bineînțeles. Așa? Și lucrează, normal că trebuie să lucreze, că doar are 36 de ani. Trei facultăți. Și-a dorit. Dacă ea și-a dorit să facă aceste bine, lucruri... Bine, și poate, că degeaba... Da, mă întorc la ceea ce spuneam mai devreme, creierul se mai și resetează. În momentul în care descoperi ceva ce-ți place, te îndrepți înspre... De exemplu, vrei să devii horticultor și când ajungi acolo descoperi chimia. Te apuci să studiezi chimia. Ea a fost designer interior și a descoperit matematica în această poveste. Și acum studiază informatica.
cumva domenii diferite, dar toate se întrepătrund și au un numitor comun. Așa cum a făcut și mama ei în urmă cu 20 și... Contabilitate! Alaltă ieri a făcut contabilitate și din contabilitate a ajuns la radio și de la radio la TV. Uite pe Ioana mea! Alaltă ieri, adică, pardon, în 23 februarie, am împlinit 36 de ani. Fica dumneavoastră, da, da. Să vă trăiască. Mulțumesc cu sufletul. Mulțumesc! La mulți ani! Yeah. Mulțumesc! Cum v-a surprins astăzi? Ce mesaj v-a transmis? Nu știu, v-a dat un mesaj așa mai simplu? Noi ne sunăm, noi ne vedem. Și am fost în compania celor două prietene ale mele de aici din București și am și petrecut un timp de calitate împreună. Și am făcut ne-am întâlnit împreună toate, datorită tehnologiei și mulțumesc cerului că există tehnologia. Și am făcut așa un fel de meeting. Am înțeles. Și ce v-ați vorbit voi? Că dacă vorbiți în fiecare zi, bănuiesc că tot timpul apar lucruri noi așa de discutat. A fost așa o discuție mai... Astăzi? Pe emoție. La mulți ani PC. Atât. Eu sunt PC, nu ea. Eu sunt PC. E. Ea e puiul meu, iubita mea, da. Eu sunt PC sau coțofană sau... mumă sau te iubesc. Eu mamei sau... spun mumii, apropo de asta. Și noi avem mumii de la ce vine? E, nu știu, de la ce... pentru că la mine știu de la ce vine. Aha, vine de la muma pădurii. Aolo, da, nu de la oltenescul mumă, dacă acolo te gândeai. Da, da, așa mă alintă. Voi știți cum vă alintați, e cel mai frumos. Vă doriți așa, nu știu, în viitorul apropiat să deveniți și bunică? Ceea ce îmi doresc eu nu este obligatoriu să își dorească și ea deocamdată. Mm-hmm. De unde rezultă că așteptăm să vedem cine rezervă timpul, viitorul, pentru că anul ce aduce ceasul. În concluzie, așa, știi ce este important pentru mine? Ce pentru mine este importantă fericirea fiecărui om cu care mă întâlnesc, mai ales a copilului meu. Pentru mine, degeaba îți dorești tu să fii nu știu ce când tu ai în adâncul sufletului tău, te macină ceva. Când îți vei găsi liniștea și fericirea, asta îmi doresc eu sau pentru poate tine. Poate că nu e momentul încă, bănuiesc. Când va fi momentul, Dumnezeu le aranjează pe toate. Da, e treaba ei, ei atunci, este viața ei. Este o femeie de 36 de ani care știe să-și ordoneze și să-și gestioneze viața. În primul rând, e o femeie foarte deșteaptă care bănuiesc că până acum a pus cumva cariera pe primul plan. Nu, n-a pus cariera. Și venirea profesională, nu? Nu. Nu, nu, știi care este avantajul nostru? Am făcut clar diferența între dedicare profesională și carierism. Așa s-a întâmplat în viața ei. Cu foarte multă ușurință, media și cei care, gestionează emisiunile, pun etichete repede. Nu poți să pui etichete în viața unui om. Fără să-l cunoști cu adevărat. Nu e vorba numai de asta, este vorba despre momentul emoțional în care iei hotărârea, ce ți se întâmplă, cum gândești, gradul de maturitate la care ai ajuns. Pentru că la 20 de ani gândești într-un fel, la 30 altfel, la 36 altfel, la 40-50 altfel. Deci nu poți pune etichete și să zici asta este rețeta. Fiecare om gândește în funcție de educație, de nivelul de înțelegere a propriei existențe. Și atunci întrebările nu și-au rostul. Când se va întâmpla, orice se va întâmpla, am încredere în puterea ei de discernământ, pentru că ăsta așa am educat-o. Să-și asume fiecare hotărâre și fiecare alegere pe care o face în viață. Încrederea deplină în deciziile pe care le va lua, ceea ce e minunat. Nu, încrederea este așa, pentru că întotdeauna când pornești într-un domeniu necunoscut, ai și n-ai încredere. Mai ales ea e pește. Eu mă avânt și mă arunc. Ea este puțin mai temătoare, are momentele ei de îndoială, însă nu ai de unde să știi dacă poți să faci un lucru dacă corect. Nu-l încerci. Și atunci pornești pe drum. Spuneți că sunteți genul care se avântă și îi place să experimenteze lucrurile. Vi s-a întâmplat vreodată sau poate de mai multe ori, vă întreb, nu știu, să vă avântați și să luați niște decizii greșite? Normal că da. Și să tot vă pară rău? Nu mi-au părut rău, pentru că viața este formată, și mai spuneam o dată asta, viața este formată din evenimente pozitive și evenimente... negative! Educative, draga mea, nu ți-ai făcut lecția de data trecută, ți-am spus. Jos. Educative, pentru că orice hotărâre iau, orice lucru mi se întâmplă, am capacitatea de a învăța din el. Probabil că voi face exact același lucru, însă o să-mi iau măsuri de precauție. Asta este foarte important pentru mine, măsuri de precauție. Regretați ceva? Nu mai regret acum. Nu, chiar nu.
Nu. Copilul tot, la 22 de ani l-aș face. Probabil că mi-aș fi dorit să nu fiu atât de cuminte în hotărârile pe care le-a luat mama în raport cu destinul meu. Însă, probabil că nu mai ajungeam să lucrez în televiziune și în acest context. Eu cred că lucrurile sunt așa cum trebuie să fie, atât timp cât ești pe linia ta și pe drumul tău în viață și pe lecția ta de învățat și când știi exact care este menirea ta și moștenirea pe care ar trebui să o lași în această existență. Și atunci nu mai există regrete atât timp cât ai învățat din ceea ce ai trăit. Foarte frumos. Da, așa cred. Există oameni care v-au încercat să vă devieze de la drumul dumneavoastră? Păreți o femeie foarte curajoasă și foarte stăpână pe sine. Așa, care dacă pleacă de acasă, rămâne pe drumul ei. Pare că nu puteți fi influențată în niciun fel. Nu. Nu au încercat ei, ci m-am lăsat eu sedusă de o pauză, de o pauză de 2 ani de zile, de un drum, de o călătorie, de o destinație. M-am lăsat eu purtată într-acolo pentru că am fost ademenită de curiozitate. Eu sunt un om foarte curios. Probabil că asta mă și definește și asta îmi creează și entuziasmul și starea asta de efervescență. Îmi doresc să știu ce e în jurul meu. Curiozitate nativă, evident. Alimentată de către tatăl meu la greu. Și uite că s-a perpetuat de-a lungul anilor. Și atunci, cu toate, curiozitatea a omorât pisica și totuși îmi păstrez, cum să spun eu, uzul rațiunii. Însă au fost momente în care am făcut o pauză din drumul pe care l-am avut de făcut, tocmai pentru că mi-am dorit să fac altceva. Pentru un timp. V-ați regăsit în acea pauză sau v-ați reinventat? Eu nu știu chestia asta cu reinventare. Eu știu nicio, dar sună bine și mă gândesc să vă întreb. Stai să spun. Eu știu că trebuie să trăiesc și să supraviețuiesc și să mă simt în confort și să am o stare de spirit bună. Și pentru asta fac tot ce-mi stă în putință. Dacă nu mai merge încoace, aleg o altă profesie care are la bază abilitățile și calitățile mele, da? Și pornesc într-acolo, învățând. Dar asta nu știu dacă înseamnă reinventare. Eu tot aia sunt. În schimb, învăț lucruri nou care mă poziționează într-o zonă de confort a existenței mele. Pentru scurtă vreme, pentru că mă plictisesc dacă stau mult timp într-o zonă în care nu învăț nimic și nu fac nimic. Adică vă place să ieșiți din zona de confort pentru că vă, da, vă zgândere, da, cumva. Asta este foarte bun cuvântul, mă zgândere. Vă zgândere, nu pot să, dar dacă pozitiv stau foarte mult într-o anumită zonă. Ce zici? Ce-ai spus, Andrei? Am zis vă zgândere intelectual. Exact, exact. Uite, momentul în care am ajuns în Camino. Acolo am ajunsesem. Acolo sunt pe malul oceanului după ce făcusem 826 de kilometri. La kilometrul zero. Acolo sunt pe drum. Oricum, pe Camino de Santiago, că sunteți împătimită a călătoriilor și a vacanțelor. Acolo am făcut voluntariat, am vopsit croce de ferro. Am vopsit săgeata galbenă 7 kilometri. Că de asta am făcut 6 săptămâni și 30 de zile, așa cum fac alții. Ăsta e filmul documentar pe care l-am făcut în Sardinia, la unul dintre marile evenimente ecvestre, unde era masca, în Oristano. Iar următoarea destinație va fi Egiptul. A spus că... Acum. Da. În perioada imediat următoare. Peste 2 săptămâni. Da. În 17 plec de aici. Foarte frumos. Da. Mă reîntorc așa puțin cu discuția la fiica dumneavoastră și mai aveam o curiozitate, că și eu am o curiozitate nativă. Vă doriți să fiți pe viitor, când va fi și când va da Dumnezeu, bunică de fetiță sau de băiat? Sau nu contează? Cum vă vedeți așa? De băiat. Ia uite cine are băiat. Fii atent, Andrei. Când am avut-o pe Ioana, mi-am dorit cu disperare un băiat. Să nu-l doară burta când o dată pe lună. Să nu se chinuie la naștere, pentru că am născut-o pe vremea lui Ceaușescu și nu era ok. Dar am avut-o pe Ioana. Nimic n-a mai contat. E un miracol să ai fata, Andrei. Este o binecuvântare. Nu știu cum e să ai băiat. Însă știu că atunci când ai fată, vine un moment în care, și vorbesc din perspectiva mea, nu știu alte mame cum sunt și, repet, nu e o rețetă. Și o spun și o repet și o voi mai spune constant. Dacă Ioana n-ar fi fost fiica mea și aș fi cunoscut-o, mi-aș fi dorit să-mi fie prietenă. Ce frumos! Asta este calitatea umană și valorile etice și morale ale Ioanei și asta mă de multe ori o consider modelul meu în viață. De multe și cred ori. Dacă îmi permiteți că înainte de mamă fiică sunteți foarte bune prietene. Da, normal. Normal. E foarte mișto. E o tipă faină.
O tipă faină cu scaunul la cap. Ne-ar plăcea tare mult să o cunoaștem și noi într-o zi, într-o seară. Mă bucur sincer că v-ar plăcea. Chiar ne-ar plăcea. Ne-ar plăcea să facem un Skype cu ea. Poate când va veni aici să veniți împreună. Niciodată. Nu? Nu-și dorește. Ioana, când aude de televiziune, fa fuge ca Michidu să te tămâie și o înțeleg. Și bănuiesc că nu sunt singura care și-a dorit să o cunoască de-a lungul timpului. Eu înțeleg bucuria. Eu sunt un om, un comunicator. Ea este creația, creativitatea. E visare, altceva. Completați una pe alta. Complementaritate în... Da. Sunteți un om frumos, un om minunat și vă mulțumesc din suflet că ați venit în această seară. Nu am terminat ce am avut de spus și dacă nu mă lași să spun, nu m-ai întrebat ce fac în ultima perioadă. Ce Andrei, tu ai în ultima perioadă? Tu ai copii, Andrei? Da, Andrei! Da, am un băiețel. Ai un băiețel și cât are? 4 ani. Am să te rog frumos, Andrei, să intri pe somnoroși.ro. Dar te rog, promitem astăzi de 8 martie. Mă uit în ochii tăi. Da, intru pe somnoroși.ro. Este un site de povești pentru copii, povești de seară care aduc somnul. Minunat. Abonamentul costă 18 lei pe lună. Banii merg tot la copii. 18 lei pe lună. Prietenii mei și-au făcut pe 6 luni sau pe un an. 21 de povești. Doamna Tatu, dacă are efect, vin la Oradea, la Arad, unde vreți dumneavoastră și vă pup, vă îmbrățișez, fac ce vreți dumneavoastră. Deci crede-mă sincer că vin eu la tine acasă și copilul tău n-o să-mi mai dea voie să mai plec. Îți spun sigur. Și eu cred că va avea efect. Tu intră și ascultă poveștile. Și dacă nu-ți plac, nu faci nimic, dar dacă îți plac, aștept feedback. Nu există să nu-mi placă. Așa am crescut și eu cu povești. Somnoroși.ro. Sunt 21 de povești pentru copii care au apărut în luna februarie. În luna martie se va îmbogăți cu alte 4 povești și lună de lună va crește numărul cu 4, da? Poveștilor din de acolo. Sunt povești care în primul rând consolidează relația dintre copii și părinți, dintre bunici și nepoți, dintre părinți și bunici. Apoi este o binecuvântare fiecare poveste pentru cadrele didactice, pentru că asimilează cuvinte noi, le folosesc, nu sunt povești agresive, nu sunt povești care se termină sângeros. Personajele sunt copii sau sunt animăluțe care trăiesc situații pe care le trăiesc copiii. Sunt foarte frumoase. Și o să-ți trimit, dacă primesc numărul de telefon, o să-ți trimit o mostră. 2, că mi-ești drag. Da? 9. 2 să fie. Da. O să-ți placă. Mulțumesc mult. Mulțumesc din suflet. Eu îți mulțumesc și vă mulțumesc pentru invitație și pentru această oportunitate. Pentru că dacă stăm să ne gândim, noi, educația unui copil începe odată cu educația mamei. Ne bucurăm de luna martie, care este luna femeii, respectiv și a mamei, însă nu putem decât să ne gândim la cum vom educa, de fapt, dacă stau și mă gândesc bine, România. Aș sta la povești și la discuții cu doamna Mihaela Tatu, o veșnicie, fiindcă e tare frumos. Ai într-adevăr cu cine să dialoghezi, în adevăratul sens al cuvântului, dar cu siguranță vor mai exista și alte ocazii. Vă așteptăm. Încă o dată la mulți ani, doamna Tatu. Să ne spuneți cum a fost acolo. Ce spune Andrei? Încă o dată la mulți ani, la mulți ani, să fii sănătoasă, fericită. Și nu uita, somnoroși.ro. Te iubesc.